Capitolul 17. Ca să înțelegi de plin calmul și demnitatea Domnului, trebuie să înțelegi ce s-a întâmplat cu o seară înainte. Seara dinaintea Golgotei a fost în totalitate la fel de neagră ca și răstignirea însăși. Dacă nu ar fi fost îngerul ca să-l întărească, Domnul tău ar fi murit în acel vârf al agoniei. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea? Domnul tău l-a întâlnit pe tatăl său, în grădină. În acea grădină, el a câștigat ingredientul necesar biruinței în răstignire. Dacă vrei să cunoști vindecarea de plină și eliberarea totală de amintirile, rănile acelei zile teribile, va fi necesar să vii în aceeași grădină și să pui mâna pe același ingredient. Ce este acesta? De ce e atât de esențial? De ce acest rendezvous cu Dumnezeu e atât de crucial? Vorbesc despre Ghețimani. Ghețimani poate fi la fel de oribil ca răstignirea. Vezi lucrul acesta clar când realizezi că Domnului tău nu i-a fost ușoară trecerea prin Ghețimani. Nu va fi ușoară nici pentru tine. Slavă Domnului că a fost un moment al cedării în Ghețimani. Pentru Iisus, aceasta a fost cedare în fața voinței Tatălui în ce privește răstignirea. Pentru tine va fi la fel. Eu vreau într-un fel, dar voința mea este opusă voinței tale, Tată. În seara aceasta, voințele noastre sunt orientate în direcții opuse. Cedez eu. Îmi pun părerea mea despre aceste lucruri pe altarul jertfelor. Fie ca evenimentele să continue, fie ca oamenii să facă voia lui Dumnezeu, să mă răstignească. Ce simți în legătură cu această scenă imuabilă? Tu ai schimbat ceva? Încedarea lui Hristos a fost câștig sau pierdere? După ce stăruiești asupra întrebării, adus din nou aminte cine este autorul tuturor răstignirilor, inclusiv a ta. Va fi câștig sau pierdere din răstignirea ta? Factorul hotărător va fi Ghețimani. Răstignirea este privită ca o catastrofă neprofitabilă. Domnul tău vede răstignirea ca evenimentul central al vieții sale. El vede răstignirea ca ceva central în viața ta. Pentru el, crucea e partea lucrării sale în viața ta. Dumnezeu vede suferința ca și schimbarea totală a înțelegerii muritorilor. Tu vezi suferința ca pe un calvar. El o vede ca slavă. Mintea umană nu poate cuprinde aceasta. Dumnezeu Tatăl a dorit ca unicul său fiu să fie răstignit public într-un mod atât de rușinos. Astăzi, fiul nu ezită să aranjeze în așa fel circumstanțele din viața ta ca să te facă să treci prin aceeași experiență. Așa cum pe el l-a așteptat o grădină Ghețimani, la fel Ghețimani te așteaptă și pe tine. Ghețimani pentru Domnul tău a însemnat cedare în fața Tatălui. I-a venit foarte greu să o facă, dar a făcut-o. Și ca rezultat al cedării, a fost bătut în cuie pe o cruce. Până nu a cedat, nu putea fi vorba de o răstignire. Dar odată ce a cedat, evenimentele și circumstanțele au devenit irreversibile. Domnul tău, în Ghețimani, literal, și-a ridicat crucea. Cedarea permite răstignirea. Rezistența o anulează. Dar eu nu am știut de aceste lucruri când am fost tratat atât de brutal de către creștini. M-am opus și ca urmare nu am avut un Ghețimani. Astăzi încă mă supăr. Amintirile îmi sunt încă vii, durerea, resentimentele sunt încă în mine. Am pierdut grădina Ghețimani. Nu neapărat. Ghețimani nu e un loc, nici măcar un anume timp. Pentru cei mai mulți creștini, Ghețimani vine după răstignire. De fapt, Ghețimani este simplu, ceasul când în sfârșit îți aliniezi voința la voința lui Dumnezeu. Este când ești de acord, accepti, îmbrățișezi răstignirea ta. Unii, ca și al doilea tâlhar, au trebuit să facă aceasta după răstignire. Tâlharul a trebuit să aibă momentul Ghețimani acolo, în timp ce atârna în cuie pe cruce, dându-și ultima suflare. Poate și tu. Cei mai mulți creștini nu sunt familiarizați cu sensul crucii ca având de-a face cu viața creștină. În general, credincioșii nu cunosc distrugerile masive ale unei răstigniri. În consecință, creștinii nu sunt pregătiți deloc pentru suferințele ce le implică.
nepregătiți pentru cruce, ei vor trebui să descopere sensul ei, lucru care impune necesitatea momentului Ghețimani după ce s-au întâlnit cu crucea. În îndurarea lui Dumnezeu, lucrul acesta e îngăduit. Ghețimani nu e ceva ce ține de unde și când, ci ceva ce trebuie. Fără să treci prin Ghețimaniul tău, răstignirea prin care treci te va distruge, fără nădejde de înviere. Dar, dacă îngădui Ghețimaniului din viața ta, toate acestea se schimbă. Domnul tău a avut un moment groaznic când se lupta să împace voia sa cu voința tatălui său. Observă un lucru. Crucea a făcut din Ghețimani o necesitate pentru el. În același fel, dacă vrei ca să fii răstignit în modul care este potrivit pentru creștini, și tu va trebui să-ți găsești Ghețimaniul. Ghețimani este încă o necesitate. Crucea și Ghețimani sunt legate inseparabil. Greu de înțeles, nu-i așa? Ca astfel de lucruri, cum sunt Calvarul și Ghețimaniul, să fie încă o necesitate în zilele noastre. Totuși, chiar dacă prima oară când ai auzit despre aspectele fundamentale ale credinței tale, cu siguranță că ai remarcat cuvintele "Noi intrăm în suferințele lui Hristos". Când este timpul corect ca tu să ajungi în Ghețimani? Este atunci când strigi la Domnul tău și spui: "Nu oamenii m-au răstignit, ci tu, Domnul meu drag, numai tu. Ai îngăduit aceasta în viața mea pentru creșterea mea. Cedez aceste răstigniri." În acel moment, tu ai prins înțelesul crucii în viața unui creștin. Când e timpul pentru Ghețimaniul tău? Timpul pentru Ghețimaniul tău este acum. Domnul tău a avut momentul Ghețimani înainte de răstignire. Credinciosul, fiind mai fragil, aproape inevitabil va avea Ghețimaniul supunerii sale în timpul răstignirii sau după răstignire. Fie că este înainte sau după, întotdeauna are loc cu agonie. Vino cu mine acum într-o grădină.